Bună ziua, oameni buni, eu sunt Sebi și astăzi o să vă arăt un simplu joc, Call of Duty MV2, Call of Duty MV2, Counter-Strike cu mod de Call of Duty MV2, jocul mie mi se pare super, recomand. Azi voi face doar un, cum să spun, un raid sau ceva din, adică o să vă prezint. Deci cam aceasta este M416. Ce să spun, shotgun-ul neautomat, cum se vede, este superb, are un design frumos. Și când omorâți un player sau ceva de genul, vă arată acolo killing sprint sau kill all and vă arată kill all și un glonț sau o țintă, acum depinde de cum trageți. Păi nu mai îl găsesc pe acest nebun. Acesta este pistolul USP. Uite nebunul. Bun. Bun. Bă, ce trebuie să mai pe mine cu viața mea. Bă, eu am jucat planta și trag la viața mea. Am făcut la de asta de USP. Ce să mai arăt? Shotgun-ul automat este acesta. Vreau să fac repede video-ul pentru a-l termina. Dar cu acest om nu pot să-l fac. Deci după cum se este totul, deci tot sonul este luat de pe Call of Duty, doar cred că are niște insectori care îl duc înspre Counter-Strike. Deci mai mult este Counter-Strike jocul și da. Deci dacă sună e asta mă fac să văd. Încă. Ok, și acum o să vă arăt arma asta M415. M1.5. 5.1, fuck! Nu mai am jucat Counter de mult. Se aude și super, o să auzi sonorul. Nu pot să dau mai tare sonorul, dar după cum se trage cam ciung. Trage cam ciung, arma. Cum aceasta este bomba. Este super clasic CS, dar cu o mai o claritate mai super. Explozia la fel. Acesta este cu tubul de 9 mm. Este cea mai frumoasă cale. Sgau. Deci da, și zoom-ul, n-avem treabă. Ce am să spun, jocul este super, mie mi-l place, adică mie unul mi-l place. Mi l-a luat chiar ieri. După cum se vede, îmi da și mai multe gloanțe la arme. Adică, nu dădea câte îmi dădea pe Counter-Strike și din alte știți, îmi dă mai multe gloanțe. Și da, se pare super. Aceasta este arma aia de la Counter-Strike, tot la fel ca și Sigau. Nu știu cum să vă spun, dar am uitat cum se numește. Știți, nu am mai uit și eu. Ne jucăm Counter-Strike de câțiva ani, desigur că vei uita câteva esențialuri din Counter-Strike. Ok. Am luat și forma asta. Mai aveți opțiunea asta la... Uita, în loc să puneți, știți voi. Ăla, după cum se vede, avem Macu. Macu are un retuș foarte fain. Cum se vede, are un retuș foarte mare și foarte super. Mi se pare awesome Macu. Acesta, nu știu ce vreți să faci. Ok, m-a luat și el odată. Deci Macu este super, tubul 9 mm, vreau m-a arătat 9 mm. Și ce să mai vă arăt? Vă arăt AK. Este... are un design așa de frumos, ce mi place, un sunor impecabil pentru acest design, doar cu mici probleme. Dar problemele nu se văd prea tare, un pic, vedeți, când trag, o problemă, zboară cam prea departe, adică nu zbura chiar așa la AK, vedeți, în sus. Atâta este problema, altă problemă nu este la AK. Funcționește bine, un headshot perfect. Să vă arăt arma aceasta cu 50 de gloanțe, normal pe CS, dar pe acesta este cu 40 de gloanțe. Super sonor, adică este foarte fain sonorul, îmi place. Trage ca și o armă nebună. Și mai am de arătat B32-ul, adică M45K.
V3-2. Este super o armă mică de mână, dar asta are cel mai mare când dați cu foc sau cu dun cu foc, mă, cum se spune, mă? Când ieșe, vedeți, aia. Ieșe foarte fain, super, mie îmi place. Vă recomand această armă să jucați cu ea. Și acum trebuie să mai vă arat AVP. Dar din păcate AVP-ul nu avem. Va trebui să închid acest server și să mă duc pe o mapă de AVP. Opțiuni, nu opțiuni, create server. Joc cu boții pentru că nu este, n-am găsit niciun server, abia mi-l-a luat astăzi și da. Acum, vă rog frumos, îți mai iertați, dar o să se încarce mai greu un pic. Ok, cam acesta este AVP-ul, super awesome. Ăsta este AVP-ul normal, celălalt cred că e tot la fel, nu mai țin minte. Dar o să vedem noi. Acesta este cuțitul, la cuțit aveți două opțiuni, să-i trageți așa, să trageți așa. Ok, cred că am văzut pe ăla. Ok. Deci, AVP-ul super, încarcă mai fain încarcă decât CS-ul normal. Ce să mai zic, uitați-l. Deci, e super. Nu prea cred că trebuie să mai încărcați, puteți să trageți direct. A, da, vi se mai schimbă ținta câteodată. Nu înțeleg de ce, cred că ăsta este un bug. Vedeți, nu mai încarcă, dar are un timp de a încărca. Cam așa se încarcă și pe Counter-Strike. O armă normală și cam asta este ok, pentru că nu te lasă să tragi direct în... ok, este foarte ok. Mie acest joc mi se pare super, poți să tragi și așa, dar așa te nimerește, după cum se vede mai nimerit. Și da, este fain, să nu uitați să apăsați butonul de like și acum mai fac un kill pentru voi. Să nu ziceți că sunt bot. Bun. Ok, și cam atât va fi și cu videoul de astăzi, eu sunt Sebi și ne vedem data viitoare, dar până data viitoare să apăsați un like, să apăsați butonul de like, salut!